Bine, v-am găsit un alt episod de Genshin Impact, despre ce a trebuit să știți. Astăzi o să vorbim un pic despre noua armă free-to-play din Genshin, doamna Țevucă. Vreau să fac un video scurt ca să vă spun exact pentru cine merge, unde găsiți peștii, materialele, de ce cred eu că e o armă foarte bună. Hai să vedem repede. În primul rând, arma asta, cum puteți vedea din start, are 45,9 Energy Recharge cu un Base Attack de 510. Base Attack-ul nu-i cel mai mare din lume, ăsta e drept, dar Energy Charge-ul cu 45%, asta e un destul de măricel, plus că pasiva are 16% Energy Charge în plus. Asta la refund maxim, plus energy recharge-ul normal, ajunge în jur de 70-72 energy recharge. Mai precis, ajunge la un energy charge destul de mare, în care multe caractere care aveți nevoie voi, stați ultimata mai des sau să fie mereu activă cu ultimata și cu particulele care le poate oferi caracterul, o să fie extraordinar, mai ales că dă un critical rate destul de bunicel, dar mai mult pentru energy recharge făcut arma și pentru făcătură de ultimat, mai precis. La Refine Maxim, critical rate-ul la armă este de 16% și energy recharge-ul de 32%. Unde se găsesc peștii? Peștii se găsesc în fontaine, cum puteți vedea, puține bălți. Astea sunt toate bălțile care există în fontaine momentan. Hai să le luăm pe rând frumos. Peștii, prima serie de pești, vedeți în fiecare de aici găsiți. După aia avem peștii a doilea, cei albaștri. Mai deschis la culoare, tot la fel, în fiecare baltă, cu o baltă în plus aici. Și cei galbeni. Ce mai rar care o să găsiți într-o singură baltă, deci o să vă trebuiască mai multe zile, sunt aici. Care găsiți în jur de 5-4 pe zi, odată la 2 zile, că atât ai respawn-ul. Locația shop-ului de unde puteți achiziționa domnica Țavucă este pur și simplu aici sus, lângă rodul ăsta de pești. Este o doamnă aici care vorbește. În plus, dacă sunteți acolo, vorbiți 5 zile la rând și vă dă și niște primogemuri. Deci nu-i greu de ratată, că aici aveți un TP în jurul locului și mergeți direct acolo doamna. O să vă trebuiască 4 din ăia greu de făcut rost pentru armă, 10 albastru deschis, galben și 10 albastru închis. Pentru refine o să vă trebuiască 2 de ăștia rari, 5 galben, 5 albastri și 6 din ăștia albastru închis, ori 4. Adică pur și simplu să dați dublu decât e aici pentru peștele sa 3 și partea asta o să vă trească mai multe zile. Dacă aveți un prieten, puteți rezolva destul de ușor. Caracterele care le recomand pentru doamna Țevucă sunt următoarele. În primul slot am vrut să pun pe doamna Linet, pentru că doamna Linet este până o baterie cu ultimate extrem de bună, un taunt infuz de elementul care are inamicul pe el sau care dați voi în jur ultimății. Asta ajută destul de mult pentru combinație. Chiar am încercat-o și chiar extraordinar de frumoasă cu treaba asta. Avem Traveler Hydro, ajută foarte mult că ultimata eu din ceva motiv unica sursă e de damage, dar momentan atât avem cu din păcate la Hydro și partea cu crit ajută mult la EU, că este sursa de damage. Și cu plus ultimata egal mult damage, dar foarte mult totate, dar este o opțiune care am vrut să pun chiar pe al doilea loc, pentru că altă armă mai bună nu am găsit pentru ei. După aia avem Bennett la ultimata, da, nu are base attack cu cel mai mare, dar are energy charge-ul cu 2 euro. Ați rezolvat, dacă aveți mai multe energy charge și chiar mai repede, da, 2 euro din punctul meu de vedere pentru un caracter să-și facă ultimata este lux. Domnul Kai a jucat la ultimată, chiar ajută foarte mult, mai ales că am testat cu Xaling în echipă și merge extrem de bine treaba asta. După avem 5 star-uri, am vrut să pun pe domnul Kazua. Dacă aveți setul de VV cu Full Element Master și sabia asta, să zic așa că dorul de energie nu prea o să aveți, pentru că aveți destul de des EU plus energy charge-ul care conferă arma, îl ajută și pe el. Și așa, oricum recomand sacrifice-ul, dar dacă aveți prea puține sau pentru altcineva și nu vreți să faceți încă una, este o variantă foarte bună. Ultimul, care nu cel din urmă, este domnul Albiedo. Mai mult pentru critical rate-ul de la pasivă de la țeavă, am pus pentru Albedo, dar și energy charge-ul nu-i rău, pentru că, cum știe bine, Albedo când dă ultimata, dă la toată cu echipa 100 și Element Master. Asta ajută mai mult echipa
care e bazat mai mult pe Element. Eu de obicei eu joc cu Klee și Melt, îl joc și pe el, că e funny de jucat să stau sus acolo la înălțime, dar asta sunt alte detalii. Mulțumesc că s-a urmărit, dacă aveți întrebări, lăsați în comentariu și ne auzim la următoarea. Pa, pa!